Un cutremur de pământ s-a produs în munții Vrancea din România. În urma acestuia, la liceul din satul Costuleni, raionul Ungheni, au rămas blocați în interior câțiva elevi. Din fericire, acesta este scenariul unei aplicații demonstrative privind lichidarea consecințelor unui seism. Exercițiul a avut loc sub egida Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale Ungheni, cu implicarea reprezentanților instituțiilor publice din localitate. Odată cu declanșarea sirenelor, a început evacuarea persoanelor din liceu. Profesorul de educație sportivă împreună cu alți 22 de elevi au rămas blocați în sala sportivă a liceului. În timpul operațiunilor de intervenție, echipele de salvatori au simulat lucrări de salvare, de blocare, de acordare a primului ajutor medical și transportare a sinistraților în instituțiile medicale. În urmă cu tremurului de pământ, se presupus că au fost afectate clădirile liceului teoretic, unde au fost blocați copii care au fost salvați cu forțele primăriei, căruia au fost acordat primul ajutor medical. Putem să apreciem acțiunile primăriei ca satisfăcătoare și să spunem că primăria este gata pentru a activa în situații excepționale. În cadrul acestei aplicații s-a demonstrat funcționalitatea tehnicii și utilajelor necesare la intervenția în caz de incendiu. Elevii au arătat cum funcționează stingătoarele, iar cei maturi au folosit un tractor ce transporta o cisternă cu apă până la sosirea pompierilor din Ungheni. Un alt exercițiu din această aplicație a constituit localizarea unui focar de gripă aviară. Costuleniu este o localitate deosebită prin faptul că este plasată pe malul râului Prut și e sigur că orice calamitate naturală capătă proporții deosebite în astfel de condiții. Și de aceea atenția pe care o acordăm localităților plasate de-a lungul râului Prut va fi și în continuare sporită la capitolul pregătire în caz de necesitate. Sunt unele lacune asupra cărora avem de lucrat. Sperăm ca pe viitor să îndreptățăm situația și pe viitor vom fi și mai organizați în lichidarea diferitor consecințe, diferitor calamități ale naturii. Pe parcursul acestei aplicații s-a văzut modul de organizare al echipelor, nivelul de pregătire și gradul de funcționalitate a tehnicii speciale din dotare. Conducerea liceului spune că aplicațiile sunt binevenite, deoarece elevii se implică direct în aceste acțiuni. Este binevenită această activitate, deoarece ne punem în situații similare celor ce se vor declanșa și copiii sunt pregătiți pentru a face față unor lucruri atunci când sunt în situații excepționale. Ceea ce am parcurs teoretic, pe parcursul anului școlar, astăzi am efectuat și practicul. Scopul acestui exercițiu este de a fi verificat nivelul de pregătire al organelor de conducere pentru desfășurarea acțiunilor de lichidare a consecințelor situațiilor excepționale cu caracter diferit. Conform planului de instruire, Protecția Civilă a raionului Ungheni organizează asemenea aplicații odată la 4 ani.